gata cu pensiile speciale pentru parlamentari. Deputații și senatorii au adoptat luni cu 382 voturi pentru și 3 abțineri eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Senatorii și deputații au dezbătut în regim de urgență propunerea legislativă pentru abrogarea capitolului 11 din legea numărul 96/2006 privind statutul parlamentarilor, astfel încât se elimină indemnizațiile senatorilor și deputaților. Precizăm faptul că beneficiile pe care aceștia le au nu sunt deloc mici. Cel mai mare venit anual de care se bucură unul dintre aleșii noștri speciali depășește suma de 326.000 de lei. Despre această hotărâre de ultim moment am stat de vorbă și cu cetățenii Călărășeni. Vrem să vă întrebăm dacă ați aflat faptul că s-au tăiat pensiile speciale. Da, am aflat, sigur, da. Ce părere aveți? Este o părere bună, spun eu. Foarte bine. Păi îmi pare bine că s-a terminat. Foarte bine. Era necesară o astfel de măsură? Păi era necesară, asta nici nu trebuia introdusă. Niciodată nu trebuia băgată pensia aia specială. Că nici ei nu muncește cu 10 mâini și noi am muncit numai cu jumătate de mână. Sunt de acord cu treaba asta. Da, 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 da. Pentru că, de ce? Și explic. Pentru că nu a contribuit. De eu, pensionar, eu mi se dea pensie normală, pe ce contribui eu? La ei înseamnă, că sunt mai presus de lege, da? Deci dacă nu impunea Uniunea Europeană, cu banii de reziliență, noi nu tăiem. Să ajung la o aberație, să fie pensia mai mare ca salariul. Nu se pomenitez. Să spune și la un țară, bă, globul ăsta, doamne, să fie pensia mai mare ca salariul. Deci faptul că s-a votat ieri să se taie pensiile speciale este un lucru bun. Este bun și nu e bun. E cu și așa și așa. Că oamenii aia care au stat în Parlament atâția ani, de exemplu, dacă nu li se pune ca vechime, el este cu, cum să zic, dezavantajat. Dar suma e prea mare. Trebuie să li se dea o sumă potrivită. Nu 10.000 de lei sau 11.000 de lei. O sumă cum se dă la cel care a lucrat într-o uzină. A lucrat 17 ani, 20 ani, o sumă modică. Nu sume de 10, că nimeni nu muncește în țara asta. Cel care muncește în mină sau a muncit în industrie, a muncit mai greu decât 4 ore în Parlament. Știți? Păi, și pentru 4 ore e suma aia, cel care muncește sub pământ, care intră și nu știe dacă mai iese, ia o sumă mult mai mică. E ceva neregulă. Și dacă țara nu are bani, trebuie să facă în așa fel să înțeleagă toată lumea. Nu unul să aibă și unul să n-aibă. Unul să moară de foame și altul să trăiască boierești. Că toți în pământ se duc.